Aș fi vrut să vă vorbesc mai mult de Vlad Dracul, care, după spusele unui cavaler francez care a venit să lupte în părțile noastre cu o cruceadă, era un domnitor tare renumit în vitejie și înțelepciune. Dar voi sunteți grăbiți, nu-i așa? Să auziți despre fiorosul Vlad Țepeș. Așa că voi trece repede peste domnia de vreo 12 ani a lui Vlad Dracul, întreruptă timp de un an și jumătate când l-a ținut sultanul turc captiv la Adrianopol. Căci pe vremea aceea, adică după Mircea cel Bătrân, domnul țării românești era lucru greu de închipuit azi, totodată vasalul regelui Ungariei și tributar al sultanului otoman. Iar acesta fiind mai aproape de Dunăre și de cetatea de scaun a țării românești, Târgoviște, putea oricând să intervină cu oștile sale și să pună mâna pe domnul nostru și să-l schimbe de pildă, cu un lui din ramura dăneștilor. Așa a pățit Vlad Dracul în 1442 și când s-a răzgândit sultanul în 1944 și l-a așezat din nou în scaun, Vlad, ca o garanție că nu se va răscula împotriva turcului, a trebuit să-și lase cei doi fi, viitorii Vlad Țepe și Radu cel Frumos, ostateci ai sultanului. Dar Vlad Dracul tot s-a răzvrătit împotriva turcilor în anii 1444 și 1445, urmându-l în mai multe campanii pe Iancu de Hunedoara, fiul de boier român din Ardeal ajuns cel mai puternic senior din regatul Ungariei și vestit în Europa întreagă pentru victoriile sale în lupta antiotomană. Și de acest uriaș al neamului nostru ar trebui să vă vorbesc dar cum să le îmbrățișăm pe toate? Apoi Iancu a ajuns după moartea tânărului rege Vladislav la bătălia de la Varna în 1444, guvernator al regatului Ungariei, aparține și mai mult istoriei Ungariei decât țării noastre. Cei doi tineri fii ai lui Vlad Dracul au stat ani de zile acolo la turci într-o cetate lângă Brusa, Nasia Mică, unde se ținea una din curțile sultanului.